Constantinopolul, unul dintre cele mai mari și superbe orașe ale vremurilor sale din Europa. Orașul a devenit faimos pentru capodoperele sale arhitecturale, cum ar fi Marea Moschee Aia Sofia, Catedrala Bisericii Ortodoxe Răsăritene, Turnul Galata, dar și a zidurilor sale impunătoare, aproape imposibil de penetrat. Totuși, orașul care astăzi are denumirea de Istanbul a suferit o mulțime de schimbări și, desigur, a avut și perioade mai negre, cum ar fi asediul orașului de către arabi, unde bizantinii au reușit să țină piept atacului și prin câteva campanii de succes pe teritoriile inamicilor și cu inventarea focului grecesc, bizantinii au reușit să oprească forțele arabe. Dar, din păcate, civilizația a scăzut substanțial, deoarece cetățenii și-au pierdut dreptul la cerealele gratis. Alt eveniment nefericit a fost și atunci când Constantinopolul a căzut în mâinile otomanilor, dar noi mergem puțin mai în urmă în timp și ajungem în anul 532 după Hristos, când a avut loc Răscoala Nica. În acea perioadă, la putere era împăratul Justinian, însă existau și câteva facțiuni, cea a albaștrilor, a verzilor, a roșilor și a albilor. Deși până în epoca bizantină singurele facțiuni cu vreo influență erau albaștrii și verzii, iar împăratul Justinian îi susținea în mod evident pe albaștrii. Aceste facțiuni erau denumite după aceste culori deoarece ele concurau în hipodrom, unde fiecare echipă deținea câte o culoare, am putea spune exact ca și la fotbal, exact cum ar juca Manchester United și Manchester City. Trebuie ca suporterii să-și dea seama printr-o anumită culoare specifică ce echipă susțin. Precum în Roma antică, distracția oamenilor era reprezentată de luptele dintre gladiatori sau chiar dintre animalele sălbatice, așa și în Imperiul Bizantin distracția era oferită în mod special de aceste curse, fiind la fel de periculoase și sângeroase precum primele. În perioada timpurie a Imperiului, aceste două facțiuni devenise foarte influente și importante în Constantinopol, iar prin acest fapt, rivalitatea din curse era și cu atât mai interesantă. La aceste distracții organizate în amfiteatre existau grupuri de suporteri, destul de influenți care susțineau anumite echipe rivale ce concurau în aceste curse. Mai erau cunoscuți și sub numele de Demes. Aceste organizații de suporteri ajunseseră la un nivel destul de mare de influență, încât deveniseră, dacă vreți, ca niște găști de stradă, dar acoperiți de o mantie ce le dădea înfățișarea de partide politice. Chiar dezbăteau probleme financiare, religioase și teologice ale orașului. Se amestecau chiar și în problema succesiunii la tron. Dacă stai să gândești problema așa, aceste grupuri politice îmi dau senzația că erau un fel de gangsteri din Goodfather. Look at them ask, my boy. Sau Peaky Blinders. Ah, boys. Just remember. Până și gărzilor orașului le era greu să țină piept cu aceste grupuri, care, după cum spuneam, se aflau într-o rivalitate religioasă. La începutul anului 531, mai mulți membri turbulenți din grupările verzilor și albaștrilor au fost prinși de autoritățile orașului și întemnițați sub acuzația de crime săvârșite de aceștia în timpul revoltelor de după un concurs de care. Mulți dintre cei acuzați au fost condamnați la moarte, însă doi dintre acuzați, unul din tabăra verzilor și respectiv albaștrilor, au reușit să evadeze și s-au ascuns într-o biserică. Împăratul Justinian trecea printr-o perioadă tensionată, creșterea taxelor a nemulțumit în mod clar oamenii orașului și acesta mai avea pe cap și tratativele de pace cu perșii în privința încheierii unei păci. Justinian și doi dintre oficialii săi de frunte, Ioan Capatocianul și Tribonianul, au încercat prin diverse metode să oprească iminenta revoltă, însă s-au văzut nevoiți să organizeze o cursă de care. Împăratul le-a recunoscut nevinovăția celor doi fugari, însă cele două formațiuni au răspuns acid că oricum erau nevinovați.
Pe străzile Constantinopolului se îndrepta o mulțime extrem de furioasă către hipodrom. După ce toată lumea s-a strâns în amfiteatru, cele două formațiuni au uitat de rivalitatea pe care o aveau una cu cealaltă și au început să scandeze și să aducă jigniri împotriva împăratului. La sfârșitul cursei, oamenii au început să scandeze Nika, ceea ce însemna victorie, iar cu această scandare a început și iadul în Constantinopol. Mulțimea a ieșit cu grabă din hipodrom și s-au îndreptat spre Palatul Imperial, unde fusese atacat timp de 5 zile. Nebunia oamenilor a adus la izbucnirea incendiilor, distrugând astfel multe clădiri, incluzând Biserica Hagia Sofia. Aproape un sfert din oraș se afla sub flăcări. Violurile, jafurile, distrugerile și crimele erau la ordinea zilei pe timpul acestei perioade. Iar senatorii s-au gândit că acesta este momentul potrivit să-l dea pe Justinian jos de pe tron, având argumentul creșterii taxelor și faptul că împăratul nu era susținut de nobilime. Senatul i-a cerut lui Justinian emiterea prefectului Ioan de Capadocia, cel responsabil de colectarea taxelor, precum și exilarea chestorului Tribonian. Ultima lor dorință consta în instaurarea unui nou împărat, Hypatius, nepotul fostului împărat Anastasius. Disperat, Justinian a vrut să fugă din oraș, dar Teodora, ambițioasa lui soție, l-a oprit, reușind să întoarcă situația. Lumea se adunase la hipodrom să-l încoroneze pe noul împărat, Hypatius, însă hipodromul a fost încercuit de armata condusă de generalul Belisarius. Trupele loiale împăratului, compuse din temuții mercenari traci și goții, s-au năpustit în hipodrom, în timp ce goții din subordinea lui Belisarius au măcelărit cu săbile și topoarele orice om ivit în fața lor. Narses și tracii din garda imperială au blocat ieșirile și au împiedicat pe oricine să iasă din hipodrom. În această baie de sânge au fost omorâți 30.000 de oameni, adică cam 10% din populația orașului de atunci. După acest masacru, Justinian a executat în masă suspecții acestei revolte, omorându-l chiar și pe Hypatius, și i-a exilat pe senatori, care susținuseră revolta, restabilind astfel rapid ordinea în capitala aproape distrusă. Proprietățile răsculaților au fost confiscate, Ioan de Capadocia a fost reinstalat în funcție, iar dările au fost din nou exagerate de mari, dar acum pretextul era reconstruirea orașului. Răscoala Nika marchează sfârșitul unei ere în care facțiunile sportive din amfiteatre dețineau o putere considerabilă la nivel social. Această rivalitate dintre verzi și albaștri, această răscoală a lor, masacrul ce s-a petrecut în incinta hipodromului, au devenit istorie. Cam acesta a fost și videoclipul de astăzi, aștept și sugestii de noi videoclipuri pe care să le fac în secțiunea de comentarii, iar dacă doriți să ajutați acest canal, nu uitați să vă abonați și să apăsați pe butonul de like.